Bună ziua, doamnelor și domnilor! Bine ați venit la conferința științifică la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcții, Geodezie și Cadastru. Conferința organizată astăzi, 20 iunie 2022, în conformitate cu planul calendaristic al proiectului, rețele integrate de management a riscului de hazard, din cadrul programului operațional comun România-Republica Moldova. Prioritate 4.2, suport pentru activități comune de prevenire a dezastrelor naturale și create de om, precum și acțiuni comune în timpul situațiilor de urgență 2014-2020. Ca informare pentru publicul larg, pentru următoarele activități din cadrul acestui proiect, vă informăm că în data de 30 iunie 2022 va fi organizat un atelier de lucru la Primăria Municipiului Ungheni, Republica Moldova. Iar conferința de încheiere a proiectului nostru va fi organizată în data de 14 și 15 iulie 2022 la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, România. Salutăm prezența colegilor de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași. Din păcate, Alina Mihaela Nicuță, preacolul, este acum în drum. Nu a reușit până la început conferinței să se alăture. Cu siguranță se apropie astăzi în format fizic la noi aici. Salutăm colegii de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asachi din Iași, colegii de la Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcției, Geodezie și Cadastru, Facultatea Urbanism și Arhitectură, partenerii Institutului de Geologie și Seismologie a Republicii Moldova în frunte cu directorul Igor Nicoară. Aducem mulțumiri pentru prezența în sală a colegilor de la Universitatea de Stat din Tiraspol și celorlalți invitați. Vă mulțumim pentru acceptul dumneavoastră de a fi prezenți în această sală, indiferent de modalitatea pe care ați ales-o, fie fizic în sală, fie online, celor care sunt conectați pe Teams. Conform agendei, o să oferim cuvânt rectorul Universității Tehnice a Moldovei, profesorul universitar doctor habilitat, Viorel Bostan. Domnule rector, aveți cuvântul. Mulțumim, domnule rector.
În continuare, cuvântul se oferă doamnei Oana Mihaela Banu, șef lucrări, doctor inginer, prodecan, Facultate de Construcții și Instalații, Universitatea Tehnică Gheorghe Asache din Iași. Poftim, doamna prodecan. Bună ziua! Da, numele meu este Banu Oana Mihaela, sunt prodecan responsabil cu activitatea didactică, Facultatea de Construcții și Instalații din cadrul Universității Tehnice din Iași. Stimate domnule rector, stimate doamnă decan, stimați colegi, colaboratori, onorată audiență, în primul rând să vă mulțumesc și doresc să vă spun că mi sunt onorată pentru invitația lansată astăzi. Vă adresa câteva cuvinte din partea Facultății de Construcții și Instalații din Iași, cu ocazia conferinței științifice a proiectului de cooperare transfrontalieră Integrated Networks for Hazard Risk Management, HAZAM. Dacă până în iunie 2020 eram cu toți invitați să participăm la așa un proiect de eveniment Project Open Day, eveniment desfășurat atunci online, iar că la 2 ani distanță participăm cu toții la un eveniment aș vrea oarecum similar, de data aceasta desfășurat în sistem hibrid. Cei 2 ani deja în care proiectul s-a desfășurat, a presupus o suprapunere a derulării activităților în perioada în care au fost instituite acele restricții din cauza pandemiei de coronavirus. Și, în mare parte, întâlnirile partenerilor, precum și ale celor de lucru, s-au desfășurat fie în sistem online, dar aș fi de mai mult să spun în sistem hibrid, pentru că la fiecare din cele 3 instituții partenere s-au creat grupuri de lucru, grupuri de discuții care s-au întâlnit fizic și au lucrat în cadrul instituțiilor. Rămân la părerea mea că aceste întâlniri față în față sunt cele care pot facilita totuși o dezvoltare mai anonimoasă, să zic, a relațiilor interumane și a unor colaborări mai eficiente. Dar iată că ne-am adaptat și cu toții la nou context, la nou sistem de lucru, la nou sistem de a interacționa, să spunem așa. Și chiar pot să ne fac tot succes. Proiectul s-a desfășurat fără probleme. Prin
Vă mulțumim, doamna prodecan, pentru cuvintele calde spuse în adresa noastră. O salutăm și pe doamna Alina Mihaielă Nicuță Precu, care este în sală acum la noi. În continuare, oferim cuvânt directorului Institutului de Geologie și Seismologie, Igor Nicoară, doctor, poftim, domnul director. Bună dimineața, stimați colegi. Mă bucur să vă văd și cei în sală și cei care asist prin mediul online, îndeosebi pe domnul rector, doamna prodecan, oaspeți, nici nu vorbesc de echipa a proiectului, căci cu care am avut plăcerea să colaborăm pe parcursul acestor 2 ani de implementare a proiectului. Noi ne apropiem de finisarea oficială a lucrărilor proiectului. Deja discutăm rezultatele obținute și suntem bucuroși să le transmitem către beneficiar. Ceea ce a fost, ne-am pus în sarcină pentru realizarea proiectului. Sperăm că rezultatele vor fi îmbucurătoare nu numai pentru echipa proiectului, dar și pentru mijlocii beneficiari care vor putea să-și ducă viața un pic mai sigur, căci noi am discutat despre problemele care pot afecta activitatea localităților de pe ambele maluri a râului Prut. Am abordat multidisciplinar problemele ce țin de dezastrele naturale, cum sunt evenimentele seismice, alunecările de teren, inundații și cu abordare comună am venit și cu unele soluții ce să facem ca să ne ușurăm unele posibile rezultate acestor fenomene naturale. Proiectul, în afară de ceea că a constituit o echipă interdisciplinară de pe ambele maluri ale Prutului, am părtășit experiența și metodologia abordată de fiecare echipă și a crescut capacitățile de cunoaștere în domeniul dezastrelor naturale. Fiecare din membrii echipei s-a împărtășit experiența sa și a reușit ceva să însușească unele metode noi care permit abordarea multidisciplinară și creșterea calității a rezultatelor obținute. Vă mulțumesc că ați găsit timp să asistați la lucrările acestei conferințe și urez succese pentru participanții nemijlociți la lucrările conferinței. În cele ce urmează, liderul, managerul de proiect, Alina Mihaielă Nicuță Precu, va prezenta rezultatele din cadrul proiectului Cazan. Prima prezentare de astăzi, doamna Alina, cu tine. Mulțumesc mult! Vom exploata împreună oportunități noi de finanțare. De ce nu?
În ceea ce privește întâlnirea noastră de astăzi, acest eveniment, este primul dintr-o serie de manifestări care sunt prilejuite de închiderea proiectului rețele integrate de management a hazardelor naturale. Proiect care este într-un parteneriat România-Republica Moldova, transfrontalier, o sursă de finanțare destul de generoasă, în sensul că foarte multe proiecte România-Republica Moldova au fost semnate și sunt în curs de derulare pe această sursă de finanțare. În ceea ce privește proiectul nostru, vom mai avea câteva evenimente până la închiderea efectivă din data de 19 iulie, când este deadline-ul proiectului nostru. Până atunci, noi vom mai avea câteva evenimente la care vă așteptăm o prezență fizică, dacă se poate, pentru că s-au mai schimbat condițiile în prezent. În ceea ce privește proiectul, am să încerc în prezentarea mea să expun câteva lucruri, așa să zicem, informații generale despre proiect, inclusiv modul în care am ajuns să lucrăm împreună și să creăm această echipă de lucru. Totul este sub amprenta conjuncturii, așa cum multe se întâmplă în viață. Și dintr-o cunoștință în alta, dintr-o persoană în alta, am ajuns să creăm acest parteneriat cu Republica Moldova, cu cei doi parteneri, Universitatea Tehnică a Moldovei și Institutul de Geologie și Seismologie. Proiectul a plecat de la o idee, în decursul timpului, în perioada de pregătire, a suferit o serie de modificări, astfel încât am ajuns la acest rezultat final. Din momentul depunerii de proiect până în momentul acceptului, trebuie să menționez aici că noi am fost printre primele proiecte care au primit aviz de finanțare, ne-am confruntat cu o serie de probleme care nici nu le imaginam, nici noi, cred că nimeni nu și le imagina, pentru că la Universitatea Tehnică, cel puțin, eram primul proiect care primea finanțare cu Republica Moldova de acest tip de finanțare și nimeni nu știa ce trebuie făcut, cum trebuie abordat. Dar până la urmă s-au găsit soluții pentru toate. Țin să menționez acest lucru pentru că toți colegii noștri, pentru că în prezent sunt multe proiecte în derulare la Universitatea Tehnică, în parteneriat cu Republica Moldova, au mers pe modelul pe care noi l-am creat și l-am lucrat cu cei de la resurse umane și nu numai de la rectorat. Acum, când vine vorba de a crea un proiect, avem un plan inițial, cum am avut și noi, în 2018, în momentul în care am creat proiectul, am zis că pornim liniștiți și așa o să meargă drept, înainte, fără nicio problemă, gata, am creat proiectul, ideea este bună, echipa este bună, totul va merge strună. Ei, de la depunere și plan până la finalizare s-a schimbat puțin situația. Mai exact, am nimerit exact în perioada de pandemie, în 2020, când nu aveai voie să ieși din casă și a trebuit să ne adaptăm, să ne redresăm, să ne schimbăm toată mentalitatea, modul de a gândi, modul de a opera. Aveam deplasări în teren, aveam conferințe planificate în străinătate, care, bineînțeles, s-au schimbat planurile și modul de lucru. Am învățat alături de partenerii noștri să lucrăm în format online. La un moment dat aveam cu echipa de lucru ședințe săptămânal. Odată cu echipa, în aceeași săptămână aveam ședință și cu manageri. Deci cam așa s-a derulat cel puțin la finalul anului trecut. Am fost, din păcate, nevoiți să și prelungim proiectul, am fost nevoiți să și blocăm proiectul, adică am încercat tot ce s-a putut, astfel încât să ne ducem la îndeplinire obiectivele pe care ne le-am propus și să fie cât mai bune rezultatele pe care
pentru care ne-am angajat și pe care le-am vizualizat de la bun început. Sinceră să fiu, acum cred că planul inițial, cum l-am văzut noi, de fapt realitatea este cam pentru toate proiectele, așa cum o vedeți în imagine, pentru că orice proiect are ups and downs, plusuri și minusuri. Am mai avut proiecte în care am pierdut bani, am pierdut timp, nopți nedormite și așa mai departe. Deci, cunoaștem. Să revenim la proiectul nostru. Spuneam că se încadrează în proiectele transfrontaliere România-Republica Moldova la secțiunea de proiecte soft, adică proiecte cu finanțare mai redusă. Inițial erau 18 luni pentru acest proiect. În urma unui adendum realizat la proiect de prelungire a acestuia, vă spuneam, din motive foarte clare care au trebuit explicate, foarte detaliat, am beneficiat de o prelungire a proiectului cu încă 6 luni, după care a venit o suspendare, o blocare a proiectului de încă o lună și pic, ca acum să revenim începând de astăzi, suntem din nou în activitate pentru ultima lună de proiect. Inițial, deci, proiectul a fost încadrat în secțiunea 8, provocări pentru, în ceea ce privește siguranța și securitatea. 4.2, de fapt și proiectul are această coordonată. Suport pentru activitățile comune în ceea ce privește prevenirea dezastrelor naturale și cele realizate de om, precum și situații de urgență comune între România și Republica Moldova. Și încă o subsecțiune la care s-a încadrat proiectul nostru, și anume riscurile reduse în ceea ce privește dezastrele naturale din punctul nostru de vedere. Asta a fost secțiunea pe care am abordat. Grupul țintă pe care noi l-am vizualizat datorită poziționării pe care o avem, am luat o zonă țintă, am gândit-o împreună cu partenerii, și anume zona Ungheni. Poate și o asemănare de nume între Comuna Ungheni din România și orașul Ungheni din Republica Moldova, deși o diferență destul de semnificativă ca și populație și suprafață. Grupul țintă s-a axat pe zona respectivă, dar pe lângă zona respectivă, noi am încercat prin proiect să ne adresăm inclusiv tinerilor profesioniști de la universități și din instituții, populația, bineînțeles, din zona țintă, din Ungheni, și, bineînțeles, autoritățile locale. Am luat legătură cu autoritățile din primăriile din Ungheni și am avut o serie de discuții și întâlniri cu dumnealor și o să mai avem chiar pe data de 30 o încheiere, o discuție de finalizare în care dumnealor vor putea să acceseze o parte din rezultatele pe care noi le-am avut prin proiect. Avem un obiectiv general a proiectului prin care s-a dorit să stabilirea unei legături între România și Republica Moldova, legătură care să ajute la diminuarea diferențelor dintre cele două țări partenere în ceea ce privește acțiunea, managementul, abordarea situațiilor de urgență și situații de urgență cauzate, provocate de dezastre naturale. Mai ales ținând cont și de aspectul că România este membra a Uniunii Europene, se supune unei anumite legislații, în timp ce Republica Moldova nu este încă membra a Uniunii Europene și atunci merge pe o legislație proprie. Și nu numai, norme, regulamente și așa mai departe. Avem, bineînțeles, stabilite și o serie de obiective secundare, un număr de 3 obiective secundare, activitățile comune de conștientizare a riscurilor de dezastre naturale, un studii care presupun o serie de cărți de risc. Inițial discutasem de 2 cărți de risc, de seism și inundații, pentru seism și inundații.
pentru ca ulterior echipa noastră de lucru să reușească să implementeze o a treia hartă, cea pentru alunecări de teren pentru zona țintă. Ăsta este un bonus, un plus la proiectul nostru față de ceea ce ne-am propus inițial. Și, bineînțeles, crearea unui ghid de management pentru riscurile de hazarde naturale, ghid care va fi diseminat în cadrul universităților, în cadrul primăriilor, administrații, va fi acces către public. Aici este o listă mai extinsă de, să spunem, activități livrabile și alte elemente pe care noi le-am propus să le obținem prin proiect. Cred că această listă a mai fost prezentată într-una din prezentările, din expunerile anterioare. Da, sunt lucruri mai de detalii care țin de, deci pe lângă principalele obiective pe care, livrabile pe care ne-am propus, mai sunt și altele mai mici. O componentă foarte importantă pe care chiar vă recomand să o accesați este vorba de site-ul proiectului www.hazard.cip.iași.ro, site pe care se poate intra, pot fi văzute toate activitățile pe care noi le-am desfășurat până în acest moment și site-ul va fi actualizat până la ultimul eveniment care va avea loc în proiectul nostru din iulie. Deci, chiar și după închiderea proiectului, site-ul încă va mai continua să beneficieze de o serie de actualizări și va fi deschis în continuare, el fiind accesibil de pe platforma Universității Tehnice Gheorghe Sachi din Iași, și atunci el va fi disponibil o perioadă îndelungată, oricând va dori cineva să acceseze informațiile. În ceea ce privește realizările, sunt cele trei cărți de hazarde naturale. Cărți pentru care eu încă nu am atașat nimic. Avem colegii din echipă care au lucrat foarte mult la aceste cărți și care le vor și expune într-un format accesibil și vor explica, vor da câteva informații legate de materialul respectiv. Eu, în schimb, voi merge puțin mai departe. Aceasta este coperta ghidului nostru de management pentru hazardele naturale. Încă nu-l avem în formă listată. Urmează în luna aceasta să fie și listat. Deci, acesta este ghidul nostru și avem aici un cuprins cu principalele elemente care vor apare în acest ghid, inclusiv cărțile pe care noi le-am realizat, cu recomandări, concluzii asociate fiecăreia dintre cărțile respective. Pe lângă aceste elemente principale, spuneam că mai sunt și o serie de alte realizări pe care noi am reușit să le ducem la îndeplinire. E vorba de o serie de evenimente cu profil public. Au fost două traininguri în format, bineînțeles, online, la care numărul participanților a depășit 100 de participanți la fiecare dintre ele. O serie de workshop-uri. Unul a fost chiar în deschiderea proiectului. Unul din workshop-uri va fi în data de, cred că, 12-13 iulie. Bineînțeles că va fi tot în format online, adică în format hibrid. Va fi și accesibil și pe platforma online, mai ales pentru studenți, pentru cei interesați. În evenimentul având loc la Iași, dacă se dorește participarea în format online, este binevenită, chiar vă invităm. După care au fost publicațiile în cadrul diferitelor conferințe și în cadrul unor reviste. Bineînțeles, realizarea, din punctul meu de vedere, o componentă foarte importantă a fost realizarea acestei echipe. Țin să menționez că în momentul în care am pornit acest proiect, nu cunoșteam pe nimeni din echipa proiectului, nici măcar partenerii, nici măcar membrii în echipă. Deci totul s-a pornit de la zero pentru
pentru fiecare om din echipă am pornit de la zero. Și fiecare a venit cu o recomandare și uite că eu cred că această persoană va fi potrivită pentru a lucra în echipă. Vreau să mă laud cu echipa proiectului, care a muncit foarte mult pentru a duce la îndeplinire toate obiectivele pe care mi le-am propus. Sunt cu toții profesioniști desăvârșiți în domeniile pe care acționează și vreau să apreciez interdisciplinaritatea proiectului și faptul că fiecare dintre membrii proiectului a fost disponibil să-și adapteze zona de cercetare și de studiu și disciplinară pe area de studiu din acest proiect. Bineînțeles, partea de vizibilitate, suntem vizibili pe Facebook, avem pagina importantă, pagina de internet a proiectului și încă un lucru pe care, să spun, poate inițial nu l-am vizualizat în modul acesta, faptul că ne-am propus ca prin rezultatele proiectului și prin achizițiile care au fost realizate pe proiect în cadrul cel puțin al Universității Tehnice din Iași, să punem bazele unui laborator de management, de management pentru hazardele naturale. Deocamdată avem, să zicem, sigla de la intrare și pornim tot așa de la zero cu câteva calculatoare, un videoproiector, un ecran și după aia forța de muncă. Tot pe o echipă de, sper eu, tineri cercetători, să ne bazăm și mai mult decât doar pe cei cu experiență. Aceasta intră, să zicem, la planurile de viitor. Să zicem, dotarea mai bună a acestui laborator pe care ne propunem să îl înființăm în cadrul Universității Tehnice. Să vedem ce anume ar fi necesar pentru ca el să fie îmbunătățit, să fie bine dotat. După care urmează deschiderea unei noi linii de finanțare în cadrul aceluiași program transfrontalier. Am înțeles că se va schimba puțin față de linia de care am beneficiat noi de finanțare. De fiecare dată sunt modificări. Personal îmi propun să particip și la următoarea linie de finanțare cu o continuare într-o altă manieră pornind de la proiectul pe care l-am avut. Sper eu că și echipa va fi dorită să fie alături de noi în continuare și de ce nu să aducem forțe de muncă proaspătă, tânără și așa mai departe. Cred că, să zicem, forța de muncă tânără, doctoranzii, masteranzii sunt foarte importanți în astfel de proiecte. Viziunea lor este foarte importantă. Energia pe care o dau în astfel de proiecte. Dar, bineînțeles, foarte importantă este și experiența celor care au realizat deja cercetări, astfel încât crearea unei echipe, extinderea echipei, într-o manieră de genul acesta, nu poate să fie decât un prilej de bun augur. În finalul discursului meu, sper că nu v-am adormit între timp, vreau să mulțumesc partenerilor din Republica Moldova, de la Universitatea Tehnică a Moldovei, doamna decan Lilia Nistor-Lopatenco și domnului director al Institutului de Geologie și Seismologie, domnul Igor Nicoară, partenerii alături de care am abordat, vă spuneam noi că am avut acele plusuri și minusuri, ups and downs, very ups and very downs, iar sper eu ca până la urmă să reușim să fim pe varianta up, astfel încât să fim mulțumiți de ceea ce am dus la bun sfârșit în acest parteneriat. Bineînțeles, echipei de proiect, care vă spuneam că s-a implicat foarte mult, ținând cont că nu ne cunoșteam, am reușit să colaborăm, zic eu, cât se poate de bine sau destul de bine.
cu toți membrii echipei și, bineînțeles, mă vreau să mulțumesc administrațiilor locale de la primărie din Ungheni, Comuna Ungheni și orașul Ungheni. Bineînțeles, cu dumnealor voi avea ocazia să discut și personal să le ofer aceste mulțumiri. Ca orice proiect, trebuie să atașăm acknowledgement-ul proiectului. Așa este, să zicem, firesc și normal. Vă mulțumesc și dumneavoastră foarte mult că m-ați ascultat și vă urez în continuare audiție plăcută a prezentărilor care vor avea loc. Mulțumesc! Doamne, mulțumesc și noi pentru bună organizare a tuturor evenimentelor în cadrul acestui proiect. Mulțumesc! Și pentru bună cooperare. Mulțumesc! În continuare, cu o prezentare vine Alexandru Tabacaru, Universitate Tehnică Moldovei, cu articolul Collaboration of Hazard and Risk Maps to Flow. Bună ziua tuturor, stimați colegi, domnul rector, doamna Alina. Personal mă bucur că în sfârșit am ajuns spre finalul acestui proiect, că și acum aduc aminte că în anul 2018 doamna Alina a vizitat Chișinăul la acel eveniment de matching a profesorului partener și mulțumesc că a avut încredere în mine atunci când am propus Universitatea Tehnică a Moldovei și sper că nu am dezamăgit-o. Respectiv, partea mea în cadrul acestui proiect a fost elaborarea hărților de hazard și de risc la inundații. Deci, însă se întâmplează elaborarea sistemului informațional geografic și hărților de risc la inundații în Republica Moldova. Am lucrat împreună cu colegul meu, Alexandru Pantas, care a avut un rol foarte important aici. La fel, în cadrul acestei colaborări, am avut și cu doamna Loredana Cândiș, la Universitatea Tehnică din Iași, care la fel am avut dezbaterea prinsă la început, atunci când fiecare de noi avea o viziune diferită asupra acestor hărți, cum trebuiau ele să fie făcute. Dar mă bucur că până la urmă am ajuns la acest acord comun și am elaborat aceste hărți. La fel vreau să mulțumesc și doamnei Edilia Nistor-Lopatentul, decanul facultății, care a avut grijă ca acest proiect să fie implementat cu succes. Capacitățile mei manageriale sunt bine cunoscute, a fost un team leader foarte bun și sperăm să fie și în continuare. Deci astfel, obiectivul acestui proiect a fost ca noi să identificăm zonele care vor fi afectate de inundații în orașul, în municipiul Ungheni, din partea Republicii Moldova, dar și orașele Coada Stâncei, Mânzătești, Bosnia și Ungheni din partea României. Deci aici puteți vedea localitățile care noi le-am analizat. Da? Deci ambele sunt situate pe ambele maluri ale râului Prut. Da? Deci respectiv fiecare echipă, atât din partea română cât din partea Republicii Moldova, a venit cu setul său de date, care noi am avut grijă să le colectăm. În primul rând am colectat toate informațiile de la instituții autorizate. Respectiv aceste date sunt perfect veridice de care noi le putem folosi. În mare parte vreau să accentuez hărțile cu risc la inundații, care noi le-am luat de la masterplanul de inundații, care a fost elaborat în anul 2014 de către Beta Studios și HR Wallingford din Marea Britanie, cu susținerea Băncii Europene de Investiții. Deci, în prima etapă, a constat în acest moment să ajustăm sistemele de coordonate, respectiv Republica Moldova având un sistem diferit de cel din partea română. Astfel, în urma ședințelor comune care noi le-am avut, deci am ajuns la concluzia ca să folosim proiecția Părții Române, anume Double Stereo din România și am fost să transformăm schemul nostru coordonat la cel românesc. Deci, transformările s-au făcut cu ajutorul la software ArcMap, care este unul din cele mai bune softuri care sunt disponibile, cu toate că sunt contraplată. Respectiv, ca să nu avem diferențe topologice între partea română și partea Republicii Moldova, am luat ca numitor comun însăși râul Prut. Respectiv, deja toate hotarele, toate municipiile, căile ferate, drumuri, comunicații au fost elaborate având ca punct de reper râul Prut, care ne unește ambele țări.
O altă bază de date care am folosit-o a fost land use-ul, da? Care utilizarea terenului care a fost elaborată de către doctorul Iure Bejan, director Studiului de Ecologie și Geografie. Dumnealui a binevoit să ne furnizeze aceste date, respectiv noi le-am folosit. Ele s-au bazat pe ortofoto, da? Care sunt disponibile pe geoportal.md. La fel am folosit și planul urbanistic a municipiului Mungheni în lucrul nostru. O altă bază de date a fost însăși modelul digital al terenului care noi l-am avut și în baza la acestui DM sau DTM noi am făcut și cărți în 3 dimensiuni ca să putem reprezenta mai bine, să înțelegem cum arată acest teritoriu. Am să folosesc acum proiectul companiei Beta Studio care a fost în anul 2014 și pe baza căruia noi ne-am bazat atunci când am elaborat aceste cărți. De altfel, acum când noi lucram în proiectul dat, permanent eram în contact cu domnul Agustin Ovanțe, care, pe lângă faptul că a fost un bun team leader în proiectul dat, a devenit și un bun prieten nostru și păstrăm legătura cu dumnealui și atunci când avem careva întrebări, dumnealui cu mare drag ne ajută, cu mare drag ne susține, la orice apel dumnealui este permanent disponibil. Astfel, în acel proiect care a fost implementat de Beta Studio și HR Wallingford, deci în primul rând a fost analizat 3400 km de râuri în întreg teritoriul Crucii Moldova, inclusiv și râul Prut și afluenții râului Prut. Deci s-au colectat în primul rând o serie de date în teren, s-a făcut modelarea hidraulică cu ajutorul la software InfoWorks, și la fel s-a făcut și s-au elaborat și cărțile de hazard și de risc la inundații. Da? Și s-au estimat costurile, daunele care au fi cauzate de inundații pe Republica Moldova. Deci, colectarea datelor s-a făcut în mare parte de Serviciul Hidrometeorologic de Stat. Dumnealor au analizat batimetria râurilor acolo unde s-a detectat că prezintă risc de inundații. Da? La fel s-au efectuat secțiuni transversale în tot între Republicii Moldova și s-au făcut studii topografice. Deci, de-a lungul râului Prut au fost făcute 743 de secțiuni transversale care au studiat în detaliu râul și topografia râului în anumite porțiuni a lui. Un alt element important la baza date, care stă la baza acestor hărți, sunt studiile de dat. Deci, în primul rând, s-a luat zona centrală a Republicii Moldova, care este disponibilă la Agenția Relații Sociale și Cadastru. Paralel la asta s-au făcut și zboruri, dar în anumite porțiuni care lipseau, dar care erau considerate necesare pentru a avea niște cărți detaliate, precize. Dacă e să vorbim de rezoluție, de precizie sau de rezoluție spațială, deci atunci când s-a folosit modelul digital al terenului, rezoluția spațială era de 35 de metri. Iar atunci când s-au făcut zboruri aerio cu lidar, rezoluția era de mai puțin de 10 cm. Adică două puncte de kilometru pătrat, adică la 50 cm rezoluția. Ulterior, când baza date a fost colectată, deja s-a făcut modelarea. Da? Cum am spus, modelarea s-a făcut cu softul InfoWorks, care este unul din cele mai bune softuri disponibile. La fel sunt câteva licențe la instituții din subordinea Ministerului Mediului. Și sunt specialiști care lucrează cu ele. Deci, în primul rând, s-au făcut modelări în două dimensiuni, și, inclusiv și pe râul Prut. Da? Deci, efectiv, s-au elaborat ulterior cărți de hazard și cărți de risc la inundații, cu probabilitatea de 1 la 100 de ani, 1 la 200 de ani și 1 la 1000 de ani. Deci, la fel s-au modelat și eventuale cazuri de rupere a barajelor, s-au luat în considerație modele de schimbare a climei, care vor afecta clima, inclusiv în Republica Moldova. Respectiv, puteți vedea modelele care se fac în detaliu, deci s-a făcut o rețea triangulară, deci în acest format GIS lucrează aceste modelări, dar pe baza acestor modelări de rețea triangulară, respectiv, ulterior se fac și cărțile. Deci, în mare parte, scara cărților este 1 de 50 de mii, adică se fac la hârtie, dar respectiv, dacă în format digital, scara este de 1 la 25 de mii. Dar cred că este un detaliu important pentru o moderație. Respectiv, aici puteți vedea harta finală care noi am obținut-o pe hazard. Da? Deci, noi, în echipa noastră, în cadrul echipei noastre, noi am decis să facem două hărți, dar în urma unor dezbateri care am avut în cadrul echipei interne, inclusiv cu Loredana, inclusiv eu, inclusiv am apelat și la Agostino ca să avem o părere comună și o părere corectă asupra acestui fenomen.
Deci am decis să facem harta de hazard, da? Care nu ne-a arătat nemijlocit care vor fi terenurile care vor fi acoperite de apă în cazul unor eventuale inundații. Da? Anume când dau o precipitație intensă sau când vine apa din amont. Deci asta este harta finală de hazard care noi am obținut-o. Da? Deci, cum am spus, probabilitatea riscului inundației noi avem de 0, 1, 1 și 10. Da? Deci aceste hărți sau aceste hărți cu risc de inundații care noi ne-am făcut, ele corespund cu directiva Uniunii Europene la inundații, respectiv ele sunt perfect valabile. Da? Și puteți vedea cum harta de risc inundații, adică este harta finală care noi am făcut-o. Deci vreau să trag atenție, dacă vă uitați la legendă, deci noi avem risc mediu, risc ridicat și risc căzut a inundației. În mare parte, dacă mă refer la partea Republicii Moldova, vedeți regiunea cu roșu care aici, asta este confluența râului Ghelea cu râul Prut. Deci acolo noi am estimat că se află estimativ 600 de case care o să aibă loc, care o să sufere în primul rând atunci când o să aibă loc riscul mare la inundație. Deci, cred că toți știți, orice râu, poate acum este bine, da? Deci noi putem să ne știți că nu vor fi inundații, dar la fel ca și tremurile, odată la 100 de ani, odată la 200 sau la 500 de ani, are capacitatea de a se revărsa și atunci o cauzează daune economice mari și la fel și pierdere de vieți omenești. De aceea consider foarte important ca primărie, municipiul Ungheni să ia în considerație aceste cărți și anume acele case, acele localități care o să sufere, ele trebuie să fie în primul rând pregătite. Dar cel mai important consider că anume primăria, că Consiliul Raional să ia în considerație aceste hărți atunci când elaborează planul urbanistic al municipiului, ca să nu permită să se construiască ulterior case în acea regiune. Sau dacă se construiesc, să ia în considerație că pe viitor, pe termen mediu sau lung, aceste case trebuie să dispară de acolo. Deci, în partea română, după cum ne-au transmis colegii de România, deci vor fi afectate respectiv 882 de unități de case sau parcele, da? De când vorbim de risc scăzut de inundații, de când vorbim de risc mediu, deci vor fi afectate două. Un detaliu important este că în partea română au sisteme de protecție contra inundații bine puse la punct, au diguri care sunt în stare foarte bună și respectiv fac față la aceste temperii care ne afectează și ne vor afecta în viitor. Dacă să vorbim de partea Republicii Moldova, deci noi avem la probabilitate, cum am spus, 678 de parcele cu case, da, care real vor fi afectate de aceste inundații. În mare parte se datorează faptului că noi avem, în partea Republicii Moldova, aceste parcele corespund cu confluența la râul Pluci și râul Delia, deci aceste două râuri, atunci când au loc evenimente extreme, sunt foarte vulnerabile, la fel că râul Delia se află și un lac, un baraj acvatic, care, din păcate, este construit din anii 60, de altfel ca majoritatea lacuri artificiale în Republica Moldova și starea barajului este una destul de rea. Și dacă să vorbim la fel și de digurile în partea Republicii Moldova, la fel este una foarte rea. Deci aceste date care sunt, inclusiv aceste cărți de hazard și risc, le-am publicat pe site-ul la Direcția Bazinului Gospodării Apelor. Am creat un vedeți site, adică adresa dbga.md/siga, deci sunt absolut disponibile 24 de ore din 24. L-am creat în 2014 și este valabil și funcționează și acum și sper să funcționeze în continuare. Deci este un open account la Estre, care l-am publicat și mulțumesc că el încă este disponibil. Asta tot ce interesați care vor să vadă cărțile de risc și hazard de inundații, sunt invitați să acceseze acest site. Dacă au nevoie de, sau dacă aveți nevoie de date originale, shapefile aceste cărți, cu mare drag de le ofer ca să le puteți consulta și de ce nu să le folosiți în toate voastre de zi cu zi. Deci, ca în concluzie, da? Deci, în partea Republicii Moldova, cum am spus, noi avem 68 de parcele cu clădiri care au să fie afectate de inundații și este foarte important de atras atenție la acest eveniment și insist mult ca primăria municipiului Ungheni să ia în considerație aceste cărți atunci când elaborează planul urbanistic a acestei localități. La fel, populația din casele afectate trebuie să fie conștientă, trebuie să fie la curent că au să aibă loc aceste inundații în casele lor și trebuie să fie pregătiți.
Eu știu că s-a efectuat și un ghid, s-a elaborat și un ghid în cadrul acestui proiect în care au lucrat experți foarte buni, domnul Vitalie Mutaf, care a activat decenii la servicii toate excepționale, a venit cu idei foarte bune în cadrul acestui ghid și eu chiar recomand ca ele să fie luate în considerație atunci când, când vom vorbi de, de aceste calamități și cum oamenii se poate proteja de dânsele. Dar cel mai bine, când au loc astea de calamități, să le putem preveni. Dar noi să luăm, să acționăm, ca să luptăm, ca să le prevenim, să nu aibă loc ele. Da, deci vă mulțumesc pentru atenție, vă stau la dispoziție, în caz că aveți nevoie de ceva informații, cu mare drag. Mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul Cărătare. Siguranța rezultate care le-ați obținut vor fi utilizate de continuare careva probleme din localității în care ați anunțat. Dacă sunt întrebări, o să anunțăm și pe doamna decan, Irina Sădăvărică, decan Facultatea de Construcții, Iubire Șcădată. Mulțumesc frumos, bună ziua încă o dată tuturor. Cu siguranță domnul Crețu s-a discutat. Stimați colegi, până domnul Nicoară, conform agendei, următoare prezentare este seismic hazard, în seismic risc, seismic portal Ghetaria. Un grup de autori, Vasile Alcazi, Igor Nicoară, Evgeniu Isișco, Sergiu Troian, Institutul Geologiei și Seismologiei, Partenie. Prezintă domnul Igor Nicoară. Deci, țin să vă mulțumesc la toți pentru ați găsit timp așa de scurt să veniți la această conferință științifică a proiectului nostru Hazard. Cu siguranță, după închiderea proiectului, datele vor fi publice după data de 14-15 iulie, dar mai oficială decât proiectul, așa cum s-a menționat la început, se închide pe data de 19 iulie, așa că datele vor fi deschise, vor fi publice, vor putea fi accesate către toți. Dacă domnul Nicoară este gata, îi oferim cuvântul. Vă rog, domnul Nicoară, vă mulțumesc. Vă mulțumesc încă o dată. Vă mai spun bună ziua, deja în calitate de prezentator a unor rezultate obținute în cadrul proiectului. Riscul seismic este cel mai înalt risc la care este expus teritoriul Republicii Moldova și teritoriul de studiu, și anume area transfrontalieră Ungen, cum noi am propus-o. Pentru acest teritoriu, cel mai înalt risc poate veni din sursa seismică Vancea, despre care aducem o mică recapitulare ce ar însemna zona seismică Vrancea, unde ea este amplasată. Și deja evenimentele seismice care periodic se produc în această zonă poate afecta teritoriul României, Republicii Moldova. Și evident că are de studii a zonei Ungheni. Este cunoscut că odată la 36-37 de ani, în zona seismică Vrancea se are loc un eveniment seismic mediu care poate afecta teritoriul României și Republicii Moldova. Este o recapitulare a celor mai semnificative seisme începând cu secolul XIX, care au avut loc în zona seismică Vrancea și care au afectat teritoriul Republicii Moldova și, în mijlocit, teritoriul de studiu. Printre care putem remarca acele seisme din secolul XX, cum a fost în anul 1940, 1977 și 1986. După care seismele deja cu magnitudinea a fost mai redusă și nu au fost afectate careva obiecte semnificative. În acest slide este reprezentant zonarea seismică pentru teritoriul Republicii Moldova.
în termeni MSK și în accelerația SOU, în conformitate cu privirile normativului european, Eurocod. Pentru zona de referință, și anume Iași-Ungheni, din arhivele existente și prelucrarea bazelor de date instrumentale, a permis evaluarea seismicității pentru zona de studiu, evidențierea unor aspecte specifice și caracterul seismilor, cum ele pot avea efectul macro-seismic pentru teritoriul de studiu. În baza evaluării a fost analizat fondul locativ pentru unitatea teritorială administrativă de nivel 1, raionul Ungheni, care sunt prezentate în rapoartele statistice și ele au fost corelate cu zonarea seismică însuși pentru teritoriul de studiu, unde noi vedem o atenuare a efectului seismic și propuse câteva zone de accelerație a terenului. În baza evaluării deja a fondului locativ nemijlocit în unitatea teritorială administrativă Ungheni, Bosea Ungheni Prut, ceea ce a constituit sarcina pentru proiectul în cauză, toate locuințele au fost evaluate în conformitate cu prevederile evaluării construcțiilor în baza EMS 98 și în baza modelării unui eveniment seismic maxim posibil pentru zona seismică Vrancea, a fost obținut rezultat cum este riscul seismic și anume afectarea clădirilor în cazul declanșării unui acest tip de seism. Și noi vedem că sunt sub forma de cartiere care cel mai tare pot fi afectate în cazul declanșării unui seism maxim posibil pentru sursa seismică Vrancea. Tot în baza acestei evaluări, noi vedem arele cu afectarea mai redusă și mai sporită. În dependență de calitatea construcțiilor pentru care a fost efectuată o analiză mai detaliată. Și tot aceeași abordare a fost, numai că deja nu pentru fiecare construcție, dar pentru gospodării, la nivel de gospodării. Este un pic alt efect și în dependență de populația ce locuiește în aceste gospodării. Și noi vedem, dacă comparăm aceste două hărți de risc, diferența este destul de semnificativă, căci una sunt afectate construcțiile și alta sunt afectate gospodării. Gospodării presupune și afectarea unui număr anumit de persoane care pot păgubi în cauza declanșării unui eventual seism și corespunzător pot fi numit și persoane păgubite și rănite. La fel a fost evaluarea și dată în unități convertite în unități bănești pentru area de afectare a seismului. Aici, pe scurt, am prezentat generalizarea la
datele privind evaluarea riscului seismic pentru acest teritoriu și dacă observați, ele au fost formate ca o unitate îndeosebit în perspectiva construcției unui nou pod peste Prut, se deschide o perspectivă mai înaltă pentru dezvoltarea acestei arii din punct de vedere economic și deja pentru autorități rezultatele obținute reprezintă un interes unde ar fi favorabilă dezvoltarea unor zone noi de intravilane pentru dezvoltarea unor noi construcții care reprezintă o perspectivă de dezvoltare și pe întreg a zonei Ungheni-Iași. Eu m-am străduit să fiu mai scurt ca să accentuez anumite rezultatele obținute. Dacă aveți întrebări, cu drag că sunt deschis să dau răspuns. Întrebări din sală, dacă sunt. Vă rugăm. Să recepăți din numărate ori evaluări. Da. Încercați să mă doriți să înțelegeți ce fel de evaluări. Ok. În primul rând, s-a evaluat o bază de date existentă privind fondul locativ în baza rapoartelor statistice. O altă evaluare a fost însuși de către specialiști încadrați în cadrul proiectului, unde a fost evaluate toate construcțiile, o evaluare vizuală acestora. Și deja în baza acestor rezultate a fost efectuată modelarea efectului seismic cu maxim posibil efect seismic din zona seismică Vrancea. Mersi, dar totuși nu prea am înțeles ce a fost evaluat. Domnul Sâbu este specialist în beton și construcții de beton. Specialitatea dumneavoastră, aveți să dau răspuns ca să înțelegeți mai ușor. Evaluarea nu a fost din punct de vedere a calității construcțiilor. Nu e vorba de calitate, dar aveți niște date. Da. Am remarcat. În conformitate cu GMS 98. Unde se clasifică clădirile? Este clădire de categorie A, B, C. Deci informația e luată de la cadastru, ce aveți acolo înregistrat, asta e adevărul în ultima instanță, așa trebuie să înțelegi. Nu, v-am spus că a fost efectuat în teren, vizual. Păi, ce scuze. Valoarea bunului imobil de la cadastru e una, dar ulterior, domnul Nicoara, este ca să aveți la fiecare clădire în teren. Fiecare vede unde se uită și în dependență de faptul ce optică are, ca să vadă. Este evident. Și ori eu acolo mă uit, ori n-am auzit, ori n-am înțeles. Alte variante nu sunt pentru mine. Dumneavoastră ați reazit că să fie un răspuns ca și cum este România, de exemplu, la clădirile cu risc înalt, la tremuri, la un efect bulina roșie, bulina pietre. Este... Păi pentru asta este în domeniul respectiv, mecanic, proprietăți. Ceea ce dumneavoastră vă referiți ar fi o pașaportizare a fondului locativ, de care avem necesitate la nivel național. Ce nu s-a desfășurat pentru teritoriul nostru. Și aici ar fi o lucrare specială. Nu poți în cadrul acestui proiect să o faci. Asta ar fi o altă sarcină. Și într-adevăr, ea este necesară.
Dar specialiștii care lucrează, cum și dumneavoastră, nu un deceniu, pe acest subiect, au metode care le permit și vizual să aprecieze construcțiile și să le atribuie după clasificarea care am numit-o. EAMS 98, care este universal, este folosit la nivel, să spunem, comunitar și este cunoscut și de cei pe dâns am folosit-o, că ea este accesibilă pentru toți, este destul de simplificată și poate fi ca reper și pentru specialiști, nu numai de la. Domnul Sârbu, vă mulțumim frumos de întrebare. Domnul Sârbu este conferențiar universitar doctor la Departamentul Ingineriei și Geometriei, așa cum spuneam, este specialist, inginer constructor la bază, specialist în beton și evaluare, cum a spus, și construcție din beton, dar iată, ați riscat, în luna septembrie urmează a fi anunțat colul următor a proiectelor transfrontaliere, apelul următor, și iată, dumneavoastră, ați menționat și ați scos în la ideală o întrebare foarte bună, în special pentru Republica Moldova. Prin experiența țărilor, adică după modelul european, putem face și în Republica Moldova această evaluare. Și exact ceea ce a răspuns domnul Nicoară la fel este, printr-un acest proiect, adică și valoarea lui și ca termen, nu era posibil această facultățare a clădirilor. De aceea gândim domnul Sârbu și nu doar domnul Sârbu, dar cei care au fost și în primul proiect implicație suplimentară, chiar vreau să îndemn și colegii de la Universitatea de Stat din Tiraspol, cu sediul Facultatea Geografie, cu sediul Chișinău, ca următorul apel să particip și dumnealor. Și iată, această problemă vom scoate în evidență și cu siguranță, adică vom și Eugeniu, Cutia și Țigan, și Vadim Țurcanu și dumneavoastră, cu experiența, așa cum s-a menționat, din mulți, mulți ani, veți adică colabora, veți activa și vom obține acest proiect cu siguranță și vom lucra asupra fașa portezării clădirilor. Domnul Nicoară, vă mulțumim frumos și întregului colectiv de autori, Vasile Alcaz, Igor Nicoară, Evgenie Isicico, Sergiu Troian, Institutul Geologiei și Seismologiei, partener al proiectului Hazar. Următorii vorbitori, conform agendei noastre, sunt colegii de la Universitatea Tehnică Gheorghe Asache, Iași, România, și anume cu rezultatele proiectului, și anume despre hărțile de risc, ne va povesti domnul Maximilian Deac. Maximilian Deac, deja toată lumea îl cunoaște, că dumnealui a fost activ pe toată durata proiectului. Domnul Deac, vă oferim cuvântul. Dacă aveți nevoie de partajare, de ceva ne spuneți. Se vede doar F5 apăsat sau slideshow acolo jos și perfect. În Moldova, Republica Moldova a ajuns prezentarea dumneavoastră. Dați-mi share la screen, nu la prezentare. Perfect, este bine. Vă rog, vă oferim cuvântul. Thank you.
la inundat, a plecat de la model total de elevație, folosit o ținut de tehnologia LIDA, fotoplan, acoperirea terenului, date de, cum ar fi, de la
mulțumim pentru atenție, domnule Deac. Și până colegii din sală, dacă se gândesc, dacă sunt întrebări, să vă mulțumesc foarte mult pentru interesanta și clara prezentare de astăzi și întrebului colectiv de autori, Constantin Chirilă, conferențiar doctor inginer Loredana Crângăniș, conferențiar universitar doctor inginer Valeria Iersilia Omiga, conferențiar doctor inginer și, în ultimul rând, doamna Alina Mihaela Frecul, care de fiecare dată este alături de noi, lider de proiect. Vă mulțumim! Sunt întrebări, stimați colegi? Dacă nu sunt întrebări, atunci, domnule Deac, rămâneți pe fir. Următoarea prezentare continuă conform agendei. Domnule Deac, puteți opriți-vă frumos foarte așa. Da. Conform agendei, următoarea prezentare sunt condițiile geotehnice din zona de lucru unghie pentru evaluarea hazardurilor geologice. Grupul de autori este domnul conferențiar universitar dr. Oleg Bogdevici, domnul dr. Igor Micoare, Evgenie Isici-Co, care este conectat online, domnul Victor Jeleapov, care este prezent aici, și doamna Cristina Spiară, probabil este conectat online. Va prezenta această lucrare domnul Oleg Bogdevici. Vă oferim cuvântul. Vă mulțumesc! Prezentarea mea este despre condiții geotehnice care există în regiunea orașului Ungheni și este fondul sau fondul în care poate să fie evenimente de cutremur în această regiune. Caudă ca cutremur este factor principal de risc geologic. În regiunea, alte procese geologice poate majora acestui impact de la evenimente sismice. Pentru evaluarea condiției geotehnice în această regiune au fost efectuate câteva activități. Primul acesta este studiul materialelor care există, materialul anterior, asta o parte geotehnice, hărți geotehnice, analiza hărților de bază, topografice și alte geologice, hidrogeologice, geomorfologice. A fost efectuată și studiul în teren pentru evaluarea condițiilor geotehnice, nu fără forare, numai prin studii în teren, prin metoda evaluare de expert. Pentru exemplu, măsurarea nivelului apelor freatice în fântâi. Da. Pentru clarificarea și specificarea nivelului apelor freatice în zona de studiu. După aceasta au fost create cărți specifice pentru procesele care poate apărea în această zonă. Toate construcția a fost prin utilizarea tehnologiei CIS. Această slide demonstrează utilizarea cărților de bază în regiune, care sunt disponibile prin geoportal. Aceasta putem vedea și construcții, și relieful, și alte informații care există pentru evaluarea condițiilor geotehnice. A fost studiat și planul urbanistic general, unde este o harta zonării geotehnice. Această carte este despre condiții de construcție în zona orașului Ungheni. Harta integrală, care include toate condiții geotehnice din punct de vedere de construcție. Noi am analizat condiții geotehnice pe baza riscului principal sau impactului principal de la evenimentul de cutremur. Noi avem trei riscuri sau
hazarduri principale geologice, alunecări de teren, proprietăți de stabilitate și zona de subinundație a solurilor în orașul Lugin. A fost creată hartă de alunecări de teren, hărți de bază și proprietăților solurilor care sunt în această regiune. În principal, zonele alunecări de teren se află afară de localitate sau în zonele unde nu sunt construcții, din cauza că condiții pentru construcții nu sunt favorabile în zonele de alunecări de teren. Aceste zone poate influența numai la infrastructura care există în această regiune. Aceasta sunt drumuri, linii de electricitate, apiducte și alte obiecte de infrastructură, pentru exemplu, ca infrastructură de management apelor, scurgere și alte. Zona de trasabilitate. A fost eliminată două zone conform documentul normativ care există la moment în Republica. Avem două zone. Prima este zona cu gradul al doilea, unde poate să fie trasabilitatea cu valoare mai multe de 5 cm pentru stratul primul strat de secțiune geologică. Aceste proprietăți au fost formate după depozitarea acestei depozite în condiții continentale, în clima alinienie. Prima rece în trecut. Alta zona, zona cu gradul 1. Aici trasabilitatea este mai puțin de 5 cm conform documentelor normative. Eliminarea acestei zone este importantă pentru orașul Lungen, din cauza că noi am indicat multe construcții publice care sunt afectate de la acest proces, din cauza că nu a fost organizate scurgerea apelor de suprafață aproape acestei clădiri și a fost, are loc impactul negativ la această trasabilitate. Avem crepături în clădiri și această condiție de aceste construcții să fie vulnerabile pentru impactul principal de la alunecări de teren. La fel aveam încă o zonă de, cu condiții subinundate. Aceste zone poate să crește nivelul apelor freatice sau apelor de primul orizont acvifer de la suprafață din cauza creșterii apelor în râul Prut sau management nu suficient a apelor de scurgere în zonele de construcție. Acest proces poate influența la proprietăți de tixotropie în cauza impactului dinamic de la avenimentul de cutremur, poate apărea procesele de trasabilitate, adițională. Aceste trei procese au fost cartate și avem harta integrală pentru trei procese care noi am indicat în această zonă. Această hartă poate fi utilizată pentru crearea chiar de microzonarea acestui regiu.
zona se află în, în zona cu 7 grade, dar după condiții nefavorabile a geotehnice, poate apărea și zonele cu 8 grade de sismicitate. Principal, concluzia mea următoare. Hazardul principal este alungarea de teren, dar avem posibilitatea de apărea și zone cu 8 grade, zone cu care sunt formate cu soluri moale și cu nivel înalt apelor freatice. Condiții geotehnice orașului Ungheni sunt complicate și aproape de hazardul tehnic poate influența la impactul economic sau pierderea adiționale următoarele procese. La un pic de teren, procese de sustenabilitate și subinundație zonelor respective. A fost create și hărți respective pentru condiții geotehnice și aceste zone poate fi, această informație poate fi utilizată pentru următoare proiecte în zona aceasta și evaluare mai detaliate impactul negativ de la procesele geologice la infrastructura și construcții în această zonă. Este necesar și adaptarea normativelor naționale la normativii europeane pentru compararea rezultatelor obținute din alte țări și armonizarea normelor noastre și utilizarea normelor comune cu vecinii. Da. Aceasta este factor important, pentru că noi vorbim acum la moment de diferite categorii, dar sunt aproape, dar trebuie formula mai clar aceste condiții geotehnice. Mulțumesc pentru atenție. Și noi vă mulțumim. Mați colegi, dacă sunt întrebări. Domnul Sârbu, conferența a Universitatea Doctor, vă rog frumos. La început, în propos, ați spus că nu au fost făcute ore. Și totodată ați spus că ceva cu nivelul apelor freatice, fără probleme. Cum ați încercat să lămuriți ce sunt cu apele freatice? Noi am, am făcut studiu de teren pentru inventarierea fântânilor care există în această zonă, în orașul Ungheni. Aproximativ 58 sau 60 fântâni au fost măsurate, nivelul apelor freatice. Aceste fântâni, de obicei, sunt în zonele unde nivelul apelor freatice aproape de 10 metri. Mai multe nu sunt. Nu. După nivelul apelor din fântâni ați măsurat? Așa trebuie să înțeleg. Da, nivelul apelor fântânii. Aceasta este verificarea în teren. Asta unul. A doilea. Avem rapoarte geotehnice din studii anterioare, aproximativ 60 rapoarte, care are sonde, da? Sonde până la 30 metri. Până la 30 metri, unde sunt construcții din timpul sovietic. Da, acolo sunt fabrica de tăboare, clădiri cu 9 etaje și alte obiecte de infrastructură publică. Acolo sunt o parte geotehnice anterioare, unde a fost indicate nivelul apelor anterior. Da, dar la adâncime... La papură bună, spuneați, de expresie. Dar dacă noi verificăm nivelul apelor freatice în fântâni, 30 ani în urmă și acum, acolo sunt, în general, micșorarea nivelul apelor freatice, în cauza țintării climatice. Asta este concluzia generală, dar nu este măsurată în cifre. Da? La câte nivele a fost micșorate, dar, în general, în zona avem micșorarea nivelul apelor freatice.
Noi putem evalua măsurarea din timpul trecut prin evaluare de expert, dar această investigație trebuie să fie efectuată. Aceasta este. Cam așa că au fost elaborate și cărțile alunecărilor după același principiu de la Papă-Ribot. Alunecări au fost create prin metodologie aproape la domnul Diacă. Care analizează relieful, factor geomorfologic și litologic. Sunt pe hărțile topografice foarte bine indicate alunecări de teren. Asta una. A doilea este, a fost verificate zonele alunecărilor de teren prin expediție în teren. Noi avem harta, venim și vedem cum este situația. Dar situația în moment este următoarea. Nu numai în Ungheni, dar în toate regiunea aproape orașului. Prin cauza micșorării apelor freatice, alunecări de teren sunt stopate la moment. Din cauza că nivelul apelor freatice a sădut din aceste alunecări, sunt uscate acum. Dar procese nu sunt active, dar aceste zone nu au dispărut. Există. Acum nu sunt active. Aceasta este concluzia prin investigații în teren și prin utilizarea cărților topografice. Asta. Mulțumim. Sunteți satisfăcut de răspundat. Vă mulțumim, domn Bogdevici. Alte întrebări, dacă mai sunt pe marginea prezentării domnului Bogdevici? Dacă nu sunt, domn Bogdevici, vă mulțumim. Stimați colegi, conform agendei de astăzi, 20 iunie 2022, cele 5 prezentări au fost făcute în fața dumneavoastră. Este timpul pentru concluziile conferinței și, așa cum am menționat deja, este... Așa cum spuneam, stimați colegi, ca și concluzie la cele ce întrebări a riscat domnul profesor, conferențiar universitar, doctor domnul Sârbu, trebuie să continuăm cu astfel de proiect, Hazard 2, Hazard 3 și așa mai departe, până să obținem ceea ce ne dorim. Așa cum spuneam de fiecare dată, Republica Moldova în anul 2014 a semnat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Noi, în special specialiștii din domeniile geodezii, cadastru, topografie, geografie, GIS-ului, alunecărilor de teren și așa mai departe, noi trebuie să înțelegem și mai ales acei care lucrăm la universități că calea Republicii Moldova este irreversibilă și trebuie, în primul rând, standardele europene să le implementăm la noi în Republica Moldova. Ajustarea legislației, actelor normative de ce ține de domeniul nostru. Iată ce adică a prezentat domnul Deac astăzi, a spus principiul și pe parcursul proiectului, începând cu data de 8 iunie 2020, erau diferite discuții. După ce metode facem, moldovenești sau europene? Evident, trebuie să facem după metodele europene. Deja doar că până ce toată legislația în domeniul Republica Moldova nu este aprobată, ajustată, deocamdată am avut iată astfel de divergențe și discuții și pe unele alocuri am făcut și în stil, ca să zic așa, moldovenesc, dar corect. Plus de asta, nu uităm de directivele europene, INSPIRE, directivele 2007, care au fost implementate în unele țări și iarăși drept model poate fi preluat România pentru Republica Moldova și alte clasificatoare europene, cum ar fi Corin Landcover și așa mai departe, care la fel, în special la realizarea cărților tematice, aceste directive INSPIRE trebuie implementate în Republica Moldova. Vă rog, întrebări, concluzii, pentru că este, așa cum spuneam, și online și fizic, care sunt prezenți în sală. Vă rog frumos, întrebări, discuții. Până vă gândiți la întrebări, discuții, după ce conferința, adică, se încheie, propun să facem o fotografie de grup aici, după care la ora 12 vă invit la un prânz suedez jos, în cafeterie.
Și după asta mai discutăm, adică despre încheierea proiectului. Întrebări, vă rog, discuții, sugestii, recomandări. Doamna Alina, dacă vă invităm în față, vă rog frumos, doamna Nicoară. Și atunci când este înregistrat, nu putem da înapoi. Așa este, stimați colegi, prieteni, de fapt, adică necătând că proiectul inițial era preconizat 18 luni, am tot întins acest proiect, adică începând cu data de 8 iunie 2020 până, așa cum spuneam, la 19 iulie 2022 expiră acest proiect, îl închidem, adică, dar necătând că am trecut prin multe greutăți, și anume de ordin organizațional a fost pandemie, de ordin financiar, că au fost niște probleme financiare, transfer, poate necătând și cu chestia aceasta, că au fost printre primele proiecte astfel de gen în Republica Moldova, poate și din partea universității a fost că Universitatea Tehnică astfel de proiecte are 6 soft și unul hard. Vă dați seama, 7 proiecte implementate la universitate, dar eu, ca și manager de proiect, coordonator de proiect din partea Universității Tehnice a Moldovei, am făcut eforturi maxime, inclusiv și astăzi ați văzut lipsa mea, o jumătate de oră, pentru că am fost la ședința de concurs în una, dar am mai semnat niște contracte pentru care astăzi trebuia, adică, să aibă loc această conferință cu pauze de cafea, cu pauze de masă și între multe alte activități care urmează, începând cu ziua de astăzi. Da, suntem epuizați, mai avem o vară înainte, o vară care, după data de 19 iulie, începem ca să ne odihnim un pic, dar suntem gata, așa cum spuneam, mai mult ca atât și vreau să implicăm și colegii de la Universitatea de Stat din Tiraspol, sediu la Chișinău, Facultatea de Geografie, mai mult ca atât atunci când am fost la Iași, la luna de ședințe, discutam cu colegii și de la Universitatea Alexandru Ioan Cuza, care sunt foarte buni pe prelucrarea imaginilor satelitare, pe domeniul de teledetecție, așa că Universitatea Tehnică a Moldovei, Facultatea Construcției, Geodezie și Cadastru și Facultatea Urbanism și Arhitectură, mai mult ca atât ați văzut astăzi în sală o persoană activă, domnul Sârbu, care nu a fost parte a proiectului Dan Hazar 2, domnul Sârbu, nu puteți să ne refuzați, așa că noi participăm. Mulțumim de invitație! Mulțumesc și eu! Nu mai știu ce-i partea doamnă Nicoară. În răspuns știu că nu am poate mai știu. Nu are dreptul să zic că nu. Sunt mult de realizat. Exact. Adevăr, sunt multe de realizat, dar în primul rând noi trebuie să vedem condițiile de participare. Capacitățile noastre instituționale. Dacă nu, în mod direct, indirect, putem să participăm ca echipă din partea unei instituții. Nu știu, mai fac completare, domnul Nicoar, dacă s-a spus că instituții de la care fost de la Academie de Știință a Moldovei, în timp apropiat, se vor adică anexa la universități. Dacă vreți să vă anexăm la Universitatea Tehnică. Nu, dacă vreți să vă anexăm la Universitatea Tehnică. Nu, noi v-am spus, dar... Atunci, da, dacă nu... Bine, asta a fost așa, adică discuții de mult. Este discuții de aceste, de așa, de comasare, de... Au mai fost și o să mai fie.
Dar principalul echipele, care au lucrat, vor mai lucra. Așa este. Discuțiile de culise sunt multe, dar potențialul științific și al nostru și al dumneavoastră este cu adevărat mare și de aceea noi trebuie să ne bazăm pe potențialul nostru științific. Avem capacități, avem dorință, vrem să facem. Ce o să fie în felul ăsta? Și dumneavoastră acum? Nu se gestionăm situația. Eu am cu diplomație și capacitate de diplomație. Da? Forța, resursa umană este foarte importantă aici, în proiectele astea. Mai importantă. Domnul Doan, să se expune. Sigur, Doan. Da, numele meu este Vitalie Delan. Eu împreună cu colega mea, doamna Lucia Căpățână, doctor, lector universitar, reprezentăm o parte a colectivului Universității de Stat din Tiraspol. Menționez, nu din Tiraspol, suntem la Chișinău de 92. Eu, nu atât pentru protocol, fiindcă a fost menționată de câteva ori instituția pe care o reprezentăm. Absolut sincer, mai întâi de toate, fiindcă o să fie și un dar, vreau să-mi exprim sincera, nu știu, impresia asta de curaj pe care au manifestat-o colegii, cel puțin de la Universitatea Tehnică, pe care eu îi știu de foarte mult timp și cu care colaborăm în foarte multe activități. Deci, să-mi exprim admirația pentru anumite lucruri frumoase care s-au întâmplat în acest proiect, mai întâi de toate ceea ce a menționat Alexandru cu prezentarea în online a rezultatelor proiectului. Eu am lucrat împreună cu colega mea, dar și împreună cu domnul doctor conferențiar Vasile Grama, prezent aici și în cadrul acelui proiect, desul ca coordonator a echipei naționale, iar mă refer la proiectul Beta cu riscul de inundații. Din păcate, rezultatele a unui efort de peste 2 milioane de euro se prăfuiesc acum pe niște hard discuri de 2 tera prășteate pe la câteva instituții. Și asta este o mare problemă cu finalizarea promovării în momentul încheierii proiectului. Aici s-a abordat o strategie, după mine, foarte și foarte ok, pentru ca să existe și vizibilitate, dar și continuitate a acestui lucru. Sigur că Universitatea Tehnică este foarte așa la ei acasă cu alunecările și cei de la Institutul de Geologie, nu mai vorbesc de seisme, fiindcă au asta și abordarea acestei teme mai noi pentru ei a inundațiilor pare cumva o logică, fiindcă domnul Grama iarăși a fost șef de echipă și într-un alt proiect care nu s-a menționat, dar care iarăși din aceeași considerație, fiindcă rezultatele există, dar undeva pe raft, proiectul Lista Verde, în care s-au elaborat, de fapt, hărțile de hazard și risc pentru prud, pentru raportare la directivă. De ce am menționat acest lucru? Fiindcă noi chiar ne-am regăsit și cu drag și cu fermitate în această echipă. Colega mea și-a susținut anul trecut teza de doctorat pe managementul riscului la inundații în aval de Costești Stânca pe Prut. Iar preocuparea respectivă avem colegul German Bejanaru, care de la flash flood-uri și cu gestionarea per ansamblu a resurselor de apă și a hazardelor hidroclimatice este rămas acum după plecarea Titanului, cred că cel mai în temă, și alți colegi de mei care sunt prin activități și nu au putut fi aici astăzi, Castraveți, Jechiul, Radion, cei care au fost implicați într-un alt proiect NADO cu alunecările de teren în partea centrală, programul ăsta de știință pentru pace, corespunzător, eu văd că mai este de lucru în acest sens aici, inclusiv faptul că există acea diferență pe clasificarea asigurării hazardului
la inundații, la noi este 1,05 și 10, iar în România 0,11 și 10. Și atunci, pentru a avea o hartă sincronă de risc, trebuie făcut referință și la planurile de management a riscului de inundații care au fost aprobate în 2020 și elaborate sub coordonarea colegii mele într-un proiect finanțat iarăși de comisie. Și ca să avem o hartă de asigurare medie a hazardului, trebuie să avem o remodelare pe același principiu. Aici sugestia ar fi să ieșim în mediul ăsta open source. Colegii de la Universitatea Tehnică salută această abordare, au în ultimul timp preocupări insistente. Am văzut recent și un articol nou ieșit cu utilizarea acestor resurse open source. De ce spun open source? Fiindcă există fie la nivelul Uniunii Europene, GSFLAD, ori HECRAS-ul cunoscut de toți, care este accesibil. Din păcate, este adevărat, s-au cheltuit bani în proiectul de asistență pentru riscul la inundații, dar în afară de Alexandru n-a mai rerulat nimeni acele modele în acea aplicație proprietară, fiindcă, în primul rând, actualizarea ei costă aproape cât aplicația, iar aplicația costă 21.000 de euro. De aceea, schimbarea cumva pe un mediu, ori noi, laboratorul de sisteme informaționale geografice, care eu conduc la Universitatea de Stat din Tiraspol, suntem mari promotori a abordării open, pornind de la open source în soft, open source în date, de asta am salutat publicarea datelor, cât și în open, în knowledge, fiindcă toate lucrările care le publicăm în ultima perioadă sunt lucrări cu licența de open source și sunt disponibile pe net pentru toată lumea care este interesată de ele. Așa că, chiar dacă nu m-ați întrebat, eu zic da, într-o viitoare colaborare care ar putea fi fortificată și aici chiar mă gândesc de ceva timp la o deviere spre asigurarea cu informații geospațiale în regim real, ori aproape real, a situațiilor de urgență. Fiindcă acele date care există, sunt bune, și așa cum menționa și domnul Bogdevici, că există acele pașaportizări, acele lucrări și acele... Deci ele, uneori, sunt simplu greu de accesat. Pentru că să ajungi în fondul geologic de stat, este... Trebuie să ai bifuri de la SIS, deci sunt niște chestii de procedură care sunt complicate. Și atunci, această abordare cu o platformă, noi zburăm foarte mult în ultima perioadă cu drona. De ce să nu punem o platformă deschisă de date colectate care să fie accesibile pentru toată lumea? Și alte chestii care se pot întâmpla, felicitări pentru o frumoasă, interesantă și utilă implementarea proiectului și sper că asta să fie, eu am privit ținta acel laborator care e proiectat, să fie un hub regional pentru partea asta a Moldovei, în care să putem promova lucruri valoroase, atât pentru comunitatea științifică, dar în primul rând pentru cetățeanul care plătește impozite. Și asta ar fi, cred că, cel mai frumos. Asta e vina noastră. Nu s-au făcut examinări a stării drumurilor, podurilor. Iată situația asta e tristă. Nu știu alții. Apoi, iată, de știut care e starea tehnică a podului de la Ungheni, a podului de la Sculeni, așa, capacitatea lor, poate de deschis apoi niște benzi adăugătoare, poate ele necesită reparație, prerigreul asta nu s-a făcut. Importanță strategică, eu fost obiectele astea, construcțiile astea, au fost făcute. Deci, de poduri și de drumuri, domnul Bejan Sergiu a transmis rezultatele, adică studiului făcut de către dumnealor, adică sunt și aceste date. Cine mai vrea să se expună, stimați colegi, asupra celor menționate astăzi, dar și pe, adică pe durata 2 ani de activitate în cadrul proiectului Hazard. Colegii online de la Universitatea, adică de la Universitatea Tehnică Gheorghe Sachi Iași, vă rog, ne auziți?
Între timp până mai vorbăreți... Da, acolo la Iași. Așa că... ...portal mediu.md, în care ne-am propus și atunci când am promovat acest lucru, ne-am vorbit domnului ministru Șalam, ministrul mediului, chiar ar fi bine ca atunci când se fie laboratorul care l-a luat, toți vor să-l facă. Deci am propune o bucățică pentru viitoare activitate care... Din cauza datelor. Ori deschiderea datelor și cum s-a terminat proiectul, s-a întâmplat resursele informaționale ca importanță. Deoarece valoarea adăugată a setului de date, ideea cum ar putea fi soluționată problema, e puțin mai ce o problemă. Este o propunere ca totuși să fie atras atenția și ecosistemul de date în cercetare și anume a componentei științifice. Domnul Țurcanu a condus și dumneavoastră un departament de știință într-o companie internațională și este în temă. Dar nu este suficient masă critică care să se spună. Adică eu, de exemplu, spun și comunitatea științifică și educațională să fie instruită în utilizarea datelor, ei la un moment dat sunt ce să învățăm pe dânsi, excel, n-au înțeles importanța masivelor mari de date. Ori dacă vorbim, țările au strategii de inteligență artificială, unde exact date de cercetare sunt un fundament pentru tot acest masiv. Eu felicit încă o dată proiectul la această etapă, am avut ocazia cel puțin 3 ori să fiu aici fizic și de fiecare dată acumulam noi și noi informații și chiar sunteți sortiți acum colaborării, deoarece doar împreună o să puteți aduce pe agenda beneficiarilor final, date calitative, astfel încât, într-un caz de situații excepționale, toți vor ști ce au făcut. Felicitări încă o dată și recomandarea întregii universități tehnice ca să-și pune la dispoziție. Așa cum și mai ales că noi suntem gata, împreună cu prietenii și colegii la Universitatea Tehnică Gheorghe Sachia, 14-15 iulie, chiar doamna Lina o să... schimbăm și părerii impresii, îi așteptăm și pe sperior viitorii noștri colegi de proiect, poate cu o echipă, să vină măcar una din cele două zile. Mulțumesc. Da, până faci fotografie de grup, stimați colegi, vreau să vă mulțumesc foarte mult și așa cum spuneam și de un alt proiect și nu degeaba ați văzut de la început acest banner, deci anul acesta, în 2022, mai exact pe data de 14 noiembrie 2022, va fi parte de diseminare, la fel de, pe parcurs.